Bună, dragele mele, în acest video avem un unboxing de la Oriflame. Și să începem. Mi-am cumpărat și eu acești ochelari la taxa de transport. Cred că au fost 28 de lei. Au venit în această cutie verde. Și au acest etui. Și am să încerc să îi desfac. Arată așa. Sunt drăguți, dar nu știu de ce îi fac foarte mari ei. Au așa un stil să-i facă foarte mari ochelarii lor. Dar sunt tare drăguți. Apoi, când se apropie ziua mea, am putut să-mi iau acest set Giordani cu 55 de lei. Parfumul Miss Giordani și acest spray de la Giordani Gold Essence. Se afla în acel set. Apoi mi-am luat un gel intim care a costat 18 lei de la Feminel. Este cu aloe vera. Foarte fain. Mi-am comandat și eu două geluri de duș din alea noi. Erau la 10 lei bucata. Primul este așa, cu miros de ocean. Și celălalt cu trandafir. Deci la 10 lei bucata, dar nu le mai desfac acum. Apoi am mai comandat o cremă din asta pentru tălpi, parcă a fost 18,99 lei sau 18 lei, nu mai știu. 18 sau 19 lei și are 150 ml. Apoi am mai comandat două creme din astea. Astea sunt foarte bune, astea au fost 15 lei bucata. De tălpi. Sunt foarte bune. Și am găsit la ofertă acest set. Adică am luat 3. Un set format din 4 produse cu 30 de lei. Unde se află această cremă Divin. Un Deorol Activel. O cremă mică de mâini din asta. Dream Cream. O mască de față. De la Love Nature și o cutiuță cu minuni se afla într-un set din ăla cu 30 de lei, deci 5 produse se aflau în acel set la un super preț de 30 de lei. Deci acestea 5 se aflau în acel set cu 30 de lei. Cum am zis, un super preț. Și aici avem noul catalog. Care începe în 3 august. Abia aștept să-l răsfoiesc. Cam asta a fost unboxing-ul. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Vă pup, la revedere!